Aula Nicolae Titulescu a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a găzduit un eveniment de amploare prin care a fost prezentat celor interesați programul Orizont 2020. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul de Dezvoltare Arad. Orizont 2020, un program al Uniunii Europene care va aduce fonduri de 74 de miliarde de euro. Este cel mai mare program pentru cercetarea științifică care a fost lansat în Europa și la noi în țară. Participă cercetători din diferite segmente de activitate din sectorul de cercetare, IMM-uri, cei care lucrează în sectoare specifice universităților, întreprinderilor. Orizont 2020 este un program care vizează dezvoltarea, transferul tehnologic, inovarea. Este un program care a pornit în 2014. Această prezentare de astăzi, făcută cu experții din România care coordonează implementarea lui, dorește să dezvolte parteneriate și, evident, proiecte de succes, pentru că zona noastră este pregătită pentru a aplica pe acest program. Suntem astăzi de aici ca să vedem ce ofertă are Aradul pentru Orizont 2020. Vor fi sesiuni plenare în care explicăm cum se poate aplica la Orizont 2020. Faptul că sunt necesari minim 3 parteneri din 3 țări membre ale Uniunii Europene și țări asociate. Și mai mult, vom avea sesiuni dedicate pe sănătate, agricultură și energie pentru a discuta direct cu cei care ne-au trimis exprimări de interes. Cu această ocazie a fost organizat și un seminar de parteneriat pentru scrierea de proiecte și sesiuni interactive paralele de prezentarea oportunităților europene în domeniul cercetării în sănătate, energie și alimentație.